Ciolacu dă mai mulți bani la SRI, SIE și STS. Creditele bugetare acordate SRI în 2024 vor fi mai mari cu 2,22% decât în 2022, conform proiectului de buget pe 2024. Astfel, serviciul va încasa de la buget 3,95 de miliarde de lei față de 3,87 miliarde de lei. De asemenea, creditele de angajament vor fi de la 5,45 de miliarde de lei cu 25,48% peste 2023. Creditele de angajament privesc această execuție multianuală a bugetului, adică sume destinate angajării de cheltuieli multianuale, care atrag efectuarea de plăți în exercițiile bugetare viitoare. Serviciul de informații de externe va primi în 2024 credite bugetare de 699 de milioane de lei, în creștere cu 1,75% față de anul acesta. Serviciul de protecție și pază va primi credite bugetare de 356,8 miliarde de lei, cu 29,64% mai puțin decât în acest an. Creditele de angajament sunt de 364 de milioane de lei, în scădere cu 36,57%. Serviciul de telecomunicații speciale va primi credite bugetare de 1,15 miliarde de lei, în creștere cu 28,58%. Iar creditele de angajament vor fi mai mari cu 25,7%, ajungând la 1,88 de miliarde de lei.